Ca de obicei, Hunedoara 1 TV a pregătit și pentru această săptămână câteva recomandări de timp liber, chiar dacă toamna și-a intrat de plin în drepturi, iar vremea de afară ne îndeamnă să stăm mai mult în casă. Totuși, sunt câteva evenimente care nu trebuie ratate. Astăzi a început la Deva, în Piața Cetății, Festivalul Toamnei. Timp de 3 zile, devenii și turiștii vor avea parte de spectacole folclorice și concerte susținute de trupe iubite de melomani. Spectacolele se vor desfășura pe parcurs zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, începând cu ora 17:30 și se vor încheia în jurul orelor 22. Sâmbătă, 12 octombrie, începând cu ora 12, sunteți așteptați la o altă petrecere de toamnă, ziua recoltei în satul Vărișoara din comuna Balșa. Sunteți invitați să vă bucurați alături de localnici, de roadele muncilor de peste an și să admirați tradițiile locurilor. Evenimentul are și un scop caritabil de a proteja și salva Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, monument istoric al comunității. Duminică 13 octombrie sunteți invitați să sărbătoriți alături de salvatorii hunedoreni Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. Astfel, începând de mâine, între orele 10 și 15, sub unitățile ISU Hunedoara din Petroșani, Hunedoara Orăștie și Brad își vor deschide porțile pentru toți cei care doresc să fie mai bine informat și să vadă îndeaproape tehnica de intervenție. La Săulești, Aeroclubul Teritorial Constantin Manolache din Deva găzduiește Campionatul Național de Aeronave Ultraușoare. Competiția se încheie duminică 13 octombrie și anul acesta reunește 25 de echipaje formate din pilot și navigator venite din toate aerocluburile teritoriale. Și nu uitați să vă pregătiți pentru unul dintre principalele evenimente, marca Bibliotecii Județene Ovid Densușanu Hunedoara Deva. La începutul săptămânii viitoare, în perioada 15-18 octombrie, în incinta Deva Mall, etajul 3, Saldor, se desfășoară cea de-a 23-a ediție a Salonului Hunedorean al Cărții, eveniment cultural devenit tradițional și extrem de apreciat de iubitorii de carte și nu numai. În plus, până pe data de 27 octombrie, Castelul Corvinilor din Hunedoara este din nou locul unde istoria și arta fotografică se întâlnesc, odată cu deschiderea expoziției Fotoconvergențe la Castel, organizată de Asociația Artiștilor Fotografi Hunedoreni. Acest eveniment unic aduce în prim plan o toamnă artistică fermecătoare, cu aerul boem al unei expoziții impresionante găzduită în istorica sufragerie Betlen a castelului.